Drumul județean 607, mai exact între localitățile Strehaia și Grozești, a fost asfaltat în proporție de 90%. Lucrările au reînceput în urmă cu 2 săptămâni, fiind întrerupte din cauza temperaturilor reci de afară. S-au reluat lucrările pe drumul de la Grozești, asfaltat aproape în întregime. Dacă înainte locuitorilor din zonă, dar nu numai, le era aproape imposibil să circule pe acest tronson de drum, acum aceștia beneficiază de siguranța traficului rutier. În toamna anului trecut, constructorul a anunțat că cea mai mare parte a celor 26,08 km a fost asfaltată, fiind așternut și cel de-al doilea strat, cel de uzură. Lucrările au fost întrerupte pentru o scurtă perioadă în sezonul rece, iar în urmă cu 2 săptămâni au fost reluate. Au rămas neasfaltate porțiunile din zonele unde se fac acum consolidări și unde se lucrează la structura podurilor. Tot în această perioadă se pun borduri pe porțiunea care traversează orașul Strehaia, a declarat președintele Consiliului Județean Mehedinț Aladin Georgescu pe pagina sa de Facebook. Tronsonul de drum între Strehaia și Grozești este lotul 5 al proiectului prin care se reabilitează, modernizează 112 km de drumuri județene în Mehedinți. Acest proiect a fost derulat de Consiliul Județean Mehedinți cu fonduri europene, un proiect cu ajutorul căruia acest drum a fost asfaltat pentru prima dată. Până acum, traficul a fost greoi pentru cetățeni din cauza denivelărilor specifice drumurilor din mediul rural.